Este haos la podul de la Fetești de mai bine de o lună. Peste 112.000 de șoferi au fost amendați anul acesta după ce plata prin SMS sau la benzinării nu a fost înregistrată de sistem. Reprezentanții CNAIR spun că sistemul funcționează și că vina aparține operatorilor de telefonie mobilă. Chiar dacă șoferii sunt în continuare amendați din cauza proastei funcționări a sistemului, statul ține cu dinții de această taxă. Ați luat în calcul eliminarea acestei taxe? Taxa respectivă este folosită pentru lucrările de mentenanță ale podului și pentru lucrările de operare ale podului. Practic, în momentul în care am renunțat la această taxă, am renunțat și la o resursă importantă pentru podurile respective. Și vorbim de două poduri importante pentru traficul, nu numai din zonă, ci și pentru traficul național și internațional.